De asemenea, de astăzi vreau să informez toți rămașcanii că intrăm în dezbatere publică ca în fiecare an cu proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2019. Vreau să vă informez că nivelul taxelor și impozitelor locale va rămâne la același nivel cu cel al anului 2018. Elementul de noutate, să spunem, îl constituie faptul că vom introduce impozit zero pentru mașinile hibrid și mașinile electrice, din dorința de a încuraja romașcanii să-și achiziționeze aceste tipuri de mașini care nu produc poluare la nivelul municipiului roman. Deja două stații de încărcare vor fi amenajate de E.ON. Vom intra în ședința de joi cu un proiect de hotărâre în acest sens și de asemenea vreau să vă spun că prin proiectul de iluminat public pe care îl vom depune, extindere iluminat și modernizare iluminat public, am prins și patru astfel de stații de încărcare, două în municipiul Roman și două în zonele de intrare și de ieșire, astfel încât să avem cât mai multe astfel de stații de încărcare.